În această seară vreau să vă vorbesc despre cel care n-are Duhul cu măsură, cel care are toate darurile spirituale, cel care este calificat să fie unsul lui Dumnezeu, Mesia, Vindecătorul, Eliberatorul, Mântuitorul Lumii. Și numele Lui este Iisus Hristos. Evanghelistul Luca îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos la începutul slujirii Lui, după ce a mers un pic prin Capernaum și a făcut minuni, îl prezintă ca unul care a intrat în Nazaret, în orașul lui natal, și a intrat în sinagogă, așa avea Iisus obiceiul. Așa spune Biblia, după obiceiul său a intrat în sinagogă. Și mă gândesc că dacă Iisus Hristos, care nu avea nevoie de biserică, avea obicei să meargă la biserică, cu atât mai mult noi, păcătoșii, trebuie să avem acest obicei sfânt de a veni la casa lui Dumnezeu. Spre surprinderea noastră, când citim textul acesta, îl vedem pe Iisus Hristos ca Mesia Fiului Dumnezeu, care se izbește de o opoziție extraordinară din partea concetățenilor lui. Cei care îl cunoșteau, cei cu care a crescut, în sinagoga aceea era membru an și an de zile. Dintr-o dată, zice Biblia, că oamenii aceștia s-au umplut plin de mânie, s-au umplut de mânie și s-au dus să-L omoare pe Iisus Hristos. Și m-am dat seama că Biblia are dreptate. Ieremia 5:26, în care Domnul spune așa: în poporul meu sunt oameni răi. Iisus merge într-o sinagogă unde oamenii erau la închinare, unde oamenii citeau din Biblie și se rugau. Și îți dai seama că în poporul lui Dumnezeu există oameni răi. După ce a avut cuvintele acelea pline de har, că toți se mirau, de unde are cuvintele acestea? Când a început să le spună adevărul care îi irită, spune Biblia, l-au luat de guler, l-au dus până în sprânceana muntelui și au vrut să-l arunce de acolo. Și cu siguranță ei își împușcau conștiința. Și cu alte cuvinte spuneau, noi suntem curați de sângele lui dacă îl omorâm, de ce? Pentru că este un proroc fals, de ce? Că le-a spus adevărul. Și au vrut să-l omoare, zice Biblia. E foarte interesant că înainte ca să vină în sinagogă, Iisus Hristos a fost pe muntele Ispitirii. Și Satana l-a dus pe un vârf de munte și l-a dus pe strașina templului și a zis: aruncă-te, să te vadă toți cum plutești, cum levitezi, cum umbli pe deasupra. Și toți vor ști că atunci ești Mesia. Și Iisus Hristos n-a ascultat. Și uitați ce ticălos, ce șmecher e Satana, pentru că Iisus l-a refuzat acolo. L-a dus, zice Biblia, răutățile oastea de oameni, ce-au făcut? L-au dus pe sprânceana muntelui, ca să-l forțeze să-l ispitească. Aruncați-mă să vedeți că acum îmi pun atributul dumnezeirii și cum o să zbor. Iisus Hristos n-a încercat să plutească sau să ceară înger. Și Iisus Hristos, printr-o minune, probabil i-a orbit temporar, nu știu cum, a produs confuzie, a plecat printre ei. Și iată-L pe Iisus Hristos care se izbește de o opoziție extraordinar de mare în casa lui Dumnezeu, în sinagoga unde a crescut. Și dați-mi voie să vă spun următorul lucru, frați și surori. Istoria bisericii pecetluiește următorul lucru: că cele mai grele opoziții nu sunt din exterior, ci sunt din interior. Persecuțiile au fost mai grozave alea din interior decât alea din exterior. Când au fost din exterior, Biblia spune și istoria spune că sângele martirilor îi sămânța bisericii. Parcă biserica s-a mulțit mai tare. Dar biserica, dacă citești 2000 de ani istoria bisericii, vei vedea și experiența pastorală și evanghelistică și istoria recentă arată că cele mai grele bătălii nu sunt cu cei de afară, ci sunt cu cine? Cu cei din interior, cu cei din sinagogă care erau la închinare, care îl cunoșteau pe Iisus Hristos. Nu pot să nu mă abțin să îmi dau drumul la imaginație și să zic, cu siguranță după ce Iisus Hristos a plecat din Nazaret și n-a mai intrat niciodată, comentatorii Bibliei spun, nu mai există așa ceva. Mă gândesc că oamenii ăștia au continuat să vină la sinagogă. Și au început unul să predice, unul să cânte, în continuare. Și m-am gândit la următorul lucru, că pe acea sinagogă se putea scrie cu litere mari, Icabod, nu mai este slavă. Pentru că a intrat odată Mesia, cu titlul mesianic, și a zis, Duhul Domnului este peste mine și m-a trimis să vindec, să tămăduiesc. Și acum în persoana mea e împlinită prorocia asta, eu sunt Mesia. Și zice Biblia că l-au dat afară. Mă gândesc oare câte biserici se adună, câți oameni merg la biserică, câți oameni se adună în prezența Cuvântului Dumnezeu și poate au avut șanse din partea lui Dumnezeu să experimenteze haruri deosebite, treziri spirituale. Dar poate prin atitudini, cum vom vedea în această seară, au respins Duhul Harului. În această seară ne rugăm ca Dumnezeu să ne miște inima și să nu fim ca cei din Nazaret care L-au respins pe Iisus, ci să fim oameni care să spunem, Doamne, Te primim în viața noastră. Te primim în biserica noastră. Dăm orice atitudine rea și păcătoasă la o parte. De ce? Vrem slava Ta să se manifeste între noi, Doamne. Vrem orice duh de zeflemea, de ironie, de bajocură. Hai, fă! Doctore, vindecă-te pe tine! Hai!
Să dispară, de ce? Ca Duhul lui Dumnezeu să nu fie frustrat, ci să poată să lucreze la maxim între noi, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Nu știu dacă v-ați gândit la versetul la care spune așa. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Noi totdeauna spunem, Mireasa zice, vine. Nu numai Mireasa. Biblia zice, și Duhul zice, vino. Și Spurgeon avea dreptate când spunea că și Duhul Sfânt zice, vino Doamne, de ce? Și el s-a săturat să mai stea în lumea asta. Să încearcă să convingă oameni împietriți tari la cerbice, care nu vor nici cum să se pocăiască. Și Duhul Sfânt zice, sunt în bătălia asta atâta de acerbă, ia-mă și pe mine, să nu mai lupt pentru oamenii aceștia. Duhul Sfânt și el vrea să plece. Iată cum oamenii au respins pe Iisus, îl respins și astăzi că se împotrivesc luminii primite în cugetul lor. Dar în această seară suntem aici ca oameni răscumpărați și ne rugăm, Doamne, vorbește-ne Tu în această seară. Ceea ce a gustat Iisus Hristos aici în sinagoga din Nazaret a fost o pregustare a ceea ce urma să guste la Ierusalim când oamenii l-au pus pe cruce. Cum s-a întâmplat? Spune Biblia că Iisus a fost ispitit, contextul pasajului, și plin de puterea Duhului Sfânt, versetul 14, s-a întors în Galileea. Galileea era un ținut în formă de cerc cu 240 de sate și de orașe. Fiecare sat, oraș, 15.000 de locuitori aproximativ. Deci Galileea era un ținut cu vreo 3 milioane jumate de oameni. Și Iisus Hristos, zice Biblia, plin de puterea Duhului Sfânt, s-a dus în Galileea. Și a început să predice. Versetul 15, clar, era slăvit de toți. Era slăvit de toți. Și odată a zis, hai să mă duc în biserica în care am crescut. În orașul meu natal, în sinagoga mea unde am fost ani de zile membru și tot mă știu fiul lui Iosif. Hai să mă duc la concetățenii mei cu care am crescut. Și Biblia că a intrat în sinagogă. Și un serviciu tipic în sinagogă era, se ridicau toți în picioare și recitau Deuteronom 6 de la 4 la 9. Cum să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima. Și după care se invoca o rugăciune pentru cei 7 cititori, un preot, un levit și 5 oameni laici din biserică sau din sinagogă. După care, dacă era un rabin invitat sau musafir, cum era cazul lui Iisus, îi dădea lui să citească și să aibă o scurtă predică. Și apoi se făcea rugăciunea de final și se termina serviciul de sinagogă. Ei, după ce a citit Deuteronom și s-a rugat, și Biblia că l-a văzut pe Iisus Hristos, rabinul acesta, care era slăvit de toți, faima lui deja era cunoscută. Și s-a dat să citească cartea prorocului Isaia. Probabil era textul aferent pentru acea zi de sabat. Și ascultați ce citește Iisus Hristos. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Și cred că orice predicator trebuie să poată să spună într-o anumită măsură că Duhul Sfânt e peste el. Și m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Ce mesaj de speranță! Să propovedesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați. Asta nu e în Isaia 61. Asta Iisus Hristos are o notă explicativă. Citează din Isaia 58 cu 6. Ca să explice mai bine la ce se referă. Să dau drumul celor apăsați. Nu e în Isaia 61. Dar el pune acolo o notă explicativă să arate că el vine pentru cei apăsați. Și să vestesc anul de îndurare a Domnului. Și după asta mai urmează ceva. Dar el omite să citească tot. După aia Isaia 61 zice așa, și o zi de răzbunare. Dar Iisus se oprește exact acolo și nu vorbește de ziua de răzbunare, pentru că El este reprezentantul Harului, El n-a venit să aducă judecată, El a venit să aducă Har și pace, lăudat să fie Domnul. Ziua de răzbunare este când vine a doua oară, dar acum suntem în epoca Harului și El se oprește și zice, este anul de îndurare a Domnului. Ce înseamnă anul de îndurare? La ce se referea? Ce au înțeles evreii? Clar că evreii când a citit textul ăsta, a înțeles că este text mesianic. A înțeles că asta se referă la Mesia. Când am vorbit despre anul de îndurare, s-a referit la anul jubileului. Ce este anul jubileului? Ca să înțelegem ce au vreau evrei în cap când au auzit acest text. Anul de jubileu era următorul lucru. Tot la 7 ani de zile era anul sabatic. După 7 ani de zile de lucrat pământul, era anul sabatic în care pământul trebuia să se odihnească și să nu mai arzi, să nu mai grapi, să lași pământul să se odihnească. La 7 ani sabatici, 7 ori 7, după 49 de ani, respectiv în anul al 50-lea, era anul de jubileu, în care sclavii trebuiau să fie eliberați, datoriile trebuiau să fie șterse, proprietățile care le-ai cumpărat în ăștia 50 de ani de zile trebuiau să vină înapoi la vechii proprietari. Sclavii puteau să-și refacă familia, economia începea să se regleze. Și Iisus Hristos vine și spune, este anul de favoare pentru voi, este anul de jubileu pentru voi. Este anul în care spiritual, nu politic, Dumnezeu vrea să vă restaureze.
Și iată-L pe Iisus Hristos care ia trompeta de aur a speranței și zice, astăzi s-au împlinit cuvintele astea. Cuvintele astea se împlinesc în mine, eu sunt Mesia. Vreau să vă eliberez, să vă vindec, să vă tămăduiesc, să dau vedere orbilor, să duc slobozire sclavilor. Este anul de favoare al Domnului. Toți prizonierii justiției divine, care ar trebui să guste mânia lui Dumnezeu, poate să fie liberați. Dumnezeul ofensat vrea să se împace cu voi și trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Ce har! Ce mesaj extraordinar a avut Iisus Hristos pentru oamenii ăștia. E anul de îndurare. Dumnezeu vrea să se împace cu voi. Domnul vrea să vă ierte toate datoriile care le-ați făcut împotriva Lui. Domnul vrea să vă dea har. Și Biblia spune că în timp ce El vorbea așa, în timp ce a citit, zice Biblia, versetul 20, a închis cartea și a dat-o înapoi îngrijitorului care a așezut jos. Îngrijitorul și-a așezut jos, versetul 20. Unii comentatori Biblii spun că acolo era un scaun, în orice sinagog era un scaun care avea o stofă albastră pe el. Era scaunul pe care numai Mesia putea să stea. Nu știa unde vine Mesia. Și Iisus Hristos, după ce a citit asta, a luat sulul Isaia, l-a dat omului de lângă el și s-a pus pe scaunul ăla pe care n-a stat nimeni, ci numai Mesia avea voie să stea. Acel scaun cu stofă albastră. Și s-a uitat la popor și a zis, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Mă gândesc ce trezire spirituale putea să fie în ziua aceea dacă oamenii aceștia recunoșteau pe Iisus ca Mesia și acceptau domnia Lui. Mă gândesc ce vindecări, ce eliberări, ce har. Pentru că Biblia spune că toți îl vorbeau de bine și se mirau de cuvintele care ieșau din gura Lui. Se mirau. Eu nu mă mir că se mirau de cuvintele minunate ale lui Iisus, pentru că El însuși era minunat. El era minunat. El nu era obișnuit cu așa atmosferă când se predică cuvântul lui Dumnezeu, oamenii să fie electrizați. Erau niște programe de alea clocite, plictisitoare, în care luau, citeau Tora, rabinul cu tare o zis asta, celălalt o zis celălalt, și oamenii mergeau plictisiți acasă. Și dintr-o dată când vine Hristos, care n-are Duhul cu măsură, care nu vorbea ca și farisei, ci cu autoritate, dintr-o dată electrizează publicul. Și toți îl vorbeau de bine. Dar în timp ce Iisus Hristos îi ungea pe inimă cu cuvinte pline de har, Iisus Hristos a citit dincolo de fețele lor. Și s-a uitat la ei și au văzut că ăștia e un neam rău și prea curvar, care cere semne. S-a uitat în mintea lor și a citit următorul lucru. Hai, fă-și aici, deci nu te rog, fă-și aici. Noi suntem proprietarii tăi, noi te putem patrona. Noi ne cunoaștem, nu? Noi ne tragem de șireturi. Fă-și aici, am auzit că faci minuni. Ha, pe alții ai fentatul, da? Noi te cunoaștem. Vreau să văd aici dacă e real. Fă-și aici. Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Dovedește că e sănătos. Gen, nu mergi la un doctor care e bolnav să te vindece. Nu crezi într-un bucătar care e slab. Această expresie, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Hai! Dovedește! Lasă șmecheria că alții nu te cunosc. Tu ai crescut cu noi, mă! Dovedește aici! Și când Iisus Hristos a văzut duhul ăsta de aroganță, de bajocură, de ironie, de zeflemea, când Iisus Hristos a văzut dincolo ce avea în inima lor, ăsta e fiul lui Iosif, ăsta cine se crede? Ăsta se crede Mesia! Și când a văzut aroganța lor, când a văzut că neamul ăsta rău și prea curvar, cere un semn că ei nu cred, că ei numai vor semne, Iisus Hristos lovește mândria aia evreiască grozavă, care e până și astăzi o mândrie teribilă. Îi lovește exact unde-i doare mai tare și zice așa. Și asta e primul punct al predice. Și anume, adevărul lui Dumnezeu trebuie rostite chiar dacă irită. Repet, adevărul lui Dumnezeu trebuie rostite chiar dacă irită pe alții. Și acum ascultați ce zice Iisus Hristos. Când toți oamenii se uitau și Iisus Hristos vedea zeflemea, aroganța. Hai. Uitați ce zice Iisus. Versetul 24. A adăugat El. Adevărat vă spun. Când Iisus zice adevărat, în greacă e amen, amen. Adevărat, adevărat. Adică e 100%. E ca un jurământ. E ceva solemn. Că nu poate fi altfel decât cum zic eu. Zice că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Și vine și dă două exemple. Ilie și Elisei. Și uitați-vă la Ilie. Omul ăsta a avut un dar de la Dumnezeu, dar nu pentru evrei, ci pentru păgâna aia, din Sarepta Sidonului.
Erau multe văduve în Israel, dar darul lui n-a funcționat pentru poporul Israel. Că erau mândri, voi credeți că aveți tratament special, că sunteți fii al lui Avram. Darul lui Ilie n-a fost pentru voi, ci a fost pentru păgâni. Dar uitați-vă la Elisei, zice Domnul Iisus Hristos. Elisei, zice Biblia, a vindecat pe un lepros pe nume Naaman Sirianul. Sirienii care toată viața au fost împotriva voastră, vrășmașii voștri. Darul lui Elisei n-a funcționat pentru voi evrei, ci a funcționat pentru păgâni. Și eu sunt Iisus Hristos. Și de ce să vină să fac minuni și să vă iert păcate dacă voi nu mă onorați pe mine? Înseamnă că darul ăsta nu-i pentru voi cei din sinagogă. Nu va funcționa. De ce? Pentru că n-aveți smerenia lui Naaman, n-aveți credința acelei vădume, aveți duh de aroganță care irită prezența Duhului Sfânt. Și când auziți cum îi compar pe ei, poporul ales al lui Dumnezeu, cu Naaman sirianul ăla, erau mulți leproși, spune Biblia, cel puțin 4 erau, care au găsit prada, vă aduceți aminte? Și s-au dus și au dat de știre leproșii la Israel, hai că îi or pleca toți, avem bogăție. Erau mulți leproși, dar Elisei n-a fost trimis la niciunul, decât la Naaman. Bă, Naaman ăla s-a pocăit, ăla a fost smerit, a crezut pe Dumnezeu, a crezut o fată, nici nu știm numele, o fetiță, a crezut-o, mă. Și pentru asta Dumnezeu l-a vindecat. Și tu vii aici și spui, hai, fă, nici măcar te rog, hai, fă, hai, dovedește. Așa vorbești cu Mesia, înseamnă că darul care l-am eu, nu-i pentru voi din sinagogă. Faceți programe câte vreți, că până nu vă smerenia lui Naaman și credința acestei văduve, Duhul lui Dumnezeu, care e peste mine și vrea să lucreze, îi împiedicat. Ba mai mult, cred că Domnul Iisus Hristos le-a mai spus ceva cu subînțeles. Și le-a arătat de fapt că starea lor spirituală e așa de nenorocită, ca pe vremea lui Ilie și a Elisei. Cele mai grele și teribile stări spirituale din poporul Israel au fost pe vremea lui Ilie. Și dimineața s-a predicat despre Ilie. Și pe vremea lui Elisei. Voi vă credeți că sunteți grozavi? Dar voi nu știți că sunteți într-o stare nenorocită. Și am venit cu Duhul Domnului peste mine. Că vă văd săraci, vă văd apăsați, vă văd robi, vă văd bolnavi, vă văd orb spiritual. Și eu am venit cu un an de biruință, cu un an de îndurare, de favor. Dar dacă voi nu răspundeți cu onoare, dacă voi nu răspundeți cu smerenie, înseamnă că darul meu nu-i pentru voi, după cum nici Ilie n-a fost pentru evrei și nici Elisei n-a fost pentru leproșii de acolo, ci pentru altcineva. Mă duc de aici. Frați și surori, hai să aplicăm la noi. S-ar putea să cădem și noi în capcana asta. Să credem că nepocăiții trebuie să se pocăiască. Nu, asta nu e pentru mine. Mă gândesc atunci când Iisus a zis, Duhul Domnului peste mine și m-a trimis să vindec, să tămăduiesc, robi, slobozire, orbi. Ăștia s-o fi gândit și cu textul ăsta. Eu nu, Domnule, eu sărac. Nu știu ce vorbește Iisus aici. Eu bolnav, să-mi dea slobozire. Nu. No. Asta e pentru alții. Nu. Ce mai ai el pe mine așa? Și credeți-mă că avem oameni în biserica noastră care cred că nepocăiții trebuie să se pocăiască. Ei nu mai. Nu. No. Ei nu acceptă un mesaj de ăsta. Alții? Nu ei. Ei sunt ok. Ei sunt copii al lui Avram. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos unei biserici. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 15, bisericii din Laodiceea. Știu faptele tale. Le știu. Nu ești rece nici în clocot. O, dacă ai fi rece să înviorezi pe cineva, sau în clocot, să fie apă termală, asta e ideea, două izvoare. Păi dacă ai fi cumva. Dar pentru că nu ești nici rece nici în clocot. În limba greacă zice, am să te vomit din gura mea, mi-e greață. Ești căldicel. Nu-i bun de nimic apa asta. Pentru că zici, uitați, zici că-s evrei din Luca 4. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, și zice Biblia, și nu știi, ești călos, ești nenorocit, ești sărac, ești orb și ești gol. Și din nou lucrare mesianică, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești. Asta e adevărată valoare. Am păzit credința, zice Pavel.
haine albe ca să te îmbraci cu ele. Să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Către îngerul bisericii, adică la presbiterul bisericii din Laodiceea, care era gol. Și doctorie pentru ochi, ca să sungi ochii și să vezi, să dau vedere orbilor. Și apoi continuă Biblia și spune versetul 19. Eu pedepsesc, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și... Zice stare. Trebuiau pocăiți să pocăiască, da sau nu? Putem să cădem în capcana acelui popor care era în sinagogă? Noi nu, alții. Ne compară pe noi? Adică ce vrea să spună? Că bunătatea lui Dumnezeu este pentru păgâni. Aia sunt combustibil pentru iad, spuneau evreii. Aia sunt căței. Cum adică? Aia sunt mai pocăiți ca noi? Și în momentul ăla când a văzut că i-a comparat și le-a spus, uite ce inimă au avut ei, uite ce stare spirituală aveți voi, uite cum s-au smerit ei. Și dacă voi vreți vindecări și minuni la comandă, astea nu se întâmplă că tu mă patronezi pe mine, că mă cunoști, când ne-am jucat în curtea școlii cu mingea. Hai că te știm noi! Să știi că astea nu funcționează așa. Și asta a creat furie și duh de crimă. După laudă și închinare, după worship, ia la fain, o plecată duhul de worship și o vinzi din ei duh de crimă. Și o vrut, zice Biblia, să-l omoare. Da, în poporul meu sunt oameni răi, zice Biblia. Uitați ce zice Biblia, Ieremia 26 cu 17. Când Ieremia a predicat cuvântul lui Dumnezeu, a rostit tot ce a spus Domnul. Ieremia 26 cu 8. Spune Biblia așa. Și când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, nu păgânii, preoții, prorocii și tot poporul, au pus mâna pe el, exact ca și la Iisus, au pus mâna pe el și au zis așa, trebuie să mor negreșit. Și acum vreau să vă spun ceva. Eu cred că bisericile noastre au nevoie de oameni cu Duhul Domnului peste ei, ca Ieremia să rostească tot ce-i poruncește Domnul, indiferent că pierde imagine, bani, reputație, orice altceva, dar să spună tot ce poruncește Domnul cu prețul că ar trebui să moară chiar. Spurgeon spunea așa, am învățat din textul acesta, din incidentul acesta în viața lui Iisus, că noi nu trebuie să căutăm la fața omului. Că nu trebuie să căutăm aplauzele omului. Dacă le cauți, ar putea să le găsești, dar vei avea un succes mizerabil. Trebuie să căutăm favorul lui Dumnezeu. Și iată-L pe Iisus Hristos. Iisus Hristos, vreau să vă zic, noi dacă eram noi, predicatorii de astăzi, cum ne învață unii profesori sau păstori, sau, trebuie să fim political correct, correct. Eu cred că noi făceam așa, aveam introducere așa. Dragi frați și surori din sinagogă, mă bucur să fiu în mijlocul vostru. Așa cum mă știți, eu sunt fiul lui Maria și al lui Iosif. Mă știți, nu? Am copilărit. Vă aduc alese binecuvântări din partea lui Dumnezeu și ați auzit de minunile care le fac. Dacă există vreo nevoie aici, ne cunoaște, nu? Hai să arătăm puterea lui Dumnezeu. Iisus Hristos putea să evite toată ostilitatea astea și să se dea buna pe lângă ei. Dar Iisus Hristos a văzut cancerul spiritual. A văzut că ăsta e neam rău și viclean. Și Iisus Hristos a zis, aici nu merge political corect. Știu că o să trezești ceva în ei, dar dacă oamenii ăștia totuși vor zice, e adevărat mă, păgânii ăia sunt mai buni ca noi. Mă, Dumnezeu are bunătate și față de păgâni. Dacă ei au fost mântuiți prin har și noi tot prin har, nu că noi suntem grozavi. Da, dacă. Dar oamenii aceștia n-au răspuns cu bunătate, cu pocăință, la mesajul lui Iisus Hristos. Seara asta, frați și surori, ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și credeți-mă că există o criză de oameni care să rostească cuvântul lui Dumnezeu, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta. Să zică, Doamne, e în Biblie, mă! N-ai tată, n-ai mamă! Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, atât de mult îmi place pasajul din cartea Deuteronom despre Levi, zice Biblia așa, versetul 8, 33, capitolul 33. Despre Levi a zis, Tumim și Urim au fost încredințați bărbatului sfânt. Versetul 9. Levi a zis despre tatăl său și despre mamă sa, nu i-am văzut.
Și despre frații lui, nu vă cunosc, iar de copii, n-a vrut să mai știe. De ce? Căci ei păzesc cuvântul tău și țin legământul tău. Cum adică nu-i cunoști și nu i-ai văzut? Ce, nu-ți cunoști frații? Ba da, dacă e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, n-am mamă, n-am tată, n-am frați, n-am cumnați, n-am nimic. E vorba de cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Un singur amin, mulțumesc. Pentru că vă spun că asta e criza în bisericii noastre. Ne plac predicatori care atunci când predică, să fie ca și poporul acela din sinagogă. Se minunau de cuvintele lui Iisus. Vai, frate, ce mă uns la inimă cuvântul tău, Doamne. Doamne, ce întâmplări m-ai făcut să plâng, vai. Dar ne plac astea. Ok, nu-i nimic rău. Dar când Dumnezeu vine și pune degetul pe păcatul ăla, pe buba aia, ca să aducă vindecare, să te smerești înaintea lui, ce faci? Care-i răspunsul tău? Să moară. Să dispară. Înscenăm ceva. Facem ceva. Îl trimitem. Facem. Da? Aici numai. Și de ce? Nu suntem pocăiți. De aia. Dacă am fi pocăiți, și ce am zice? Doamne, Domnul Iisus o citat din Biblie, le-o zice ceva din Vechiul Testament. Și atitudinea lor trebuia să zică, da, Doamne, mă irită adevărul ăsta. Așa e, mă doare. De ca doctorul ăla care îmi dă un sirop amar ca să mă facă bine. Nu-mi place, dar o să mă facă bine. Și de aceea noi când citim toată Scriptura, nu trebuie să luăm numai ce ne place. Trebuie să luăm și ce nu ne place. Ca să fim sănătoși și în credință, lăudat să fie Domnul. Amin? Deci Iisus nu e robul psihologiei și că ăsta e de nota 7. Zero cu astea. Iisus vrea să rostească cuvântul lui Dumnezeu. Și Doamne, ridică bărbați și femei, lideri, preoți în familiile noastre, care să rostească cuvântul așa cum este, slăvit să fie Domnul. Deci un prim lucru care l-am învățat citind acest pasaj este că adevărul lui Dumnezeu trebuie rostit. Chiar dacă irită. Chiar dacă irită. Asta e. Mă gândesc ce trezire. Tot la asta, mă, ce trezire putea să fie. Ce vindecări. Dacă oamenii așa ziceau, e adevărat, Doamne, mă smeresc ca Naaman. Ei, nu, ei, no, no, no. Fă, așa că oră, fă aici. Hai, cine te crezi că ești? Al doilea lucru. A doua mare lecție care am învățat-o este următoare. Poate la fel de dureroasă. Dar în Biblie. Prețuiește-ți oamenii valorile care le ai. Că dacă nu, le apreciază alții și pleacă. Uitați ce zice Iisus. Versetul 24. Dar a adăugat el. Adevărat vă spun că niciun proroc zice stare. Nu-i prețuit, nu este primit bine în patria lui. Evanghelistul Marcu spune mai apăsat lucrul ăsta. Evanghelistul Marcu, capitolul 6, spune așa. Zice Biblia așa. Adevărat vă spun, Marcu 6, adevărat vă spun, versetul 4, că un proroc nu este, zice stare, disprețuit. Deci o pune la negativ. Disprețuit. Decât unde? În patria lui, între rudele lui, în casa lui, în sinagoga lui. Și acum, ce face Iisus Hristos dacă vede că nu-i prețuit? Ce face? Stă și face pe martirul într-o sinagogă unde simte că nu-i dorit și ce face? Pleacă. Pleacă. Biserica Betel, toate bisericile care urmăresc live, sau veți vedea mesajul ăsta. Eu cred că Dumnezeu binecuvântă bisericile noastre cu tineri hăruiți, băieți și fete hăruiți de Dumnezeu. Și îți dau un sfat. Dă-i o îmbrățișare. Nu trece ca trenul pe lângă el. Bă, o cântat, o cântare, o recitat. Încurajează-l. Pentru că dacă nu te comporți bine și nu-ți prețuiești oamenii, pleacă. Și vă spun cum e generația asta tânără, că eu lucrez cu ei. Ăștia au un nas atât de fin. Că dacă simte că îl disprețuiești, că nu-l bagi în seamă, că ești așa flexat, așa, ăștia nu vin să zică ceva. Ăștia se ia și pleacă. Și o să rămâi cu explicațiile tale penibile de ce pleacă. Dar alte biserici și alte locuri în țară și în lume se vor bucura la maxim și nu știe cum să țină cu 10 mâini. Și ne rugăm, Doamne, ridică! Ce să ridice? Că Dumnezeu ridică. Dar știți ce trebuie să facem noi? Să prețuim. Să prețuim. Că dacă nu, slujesc în altă parte și o fac bine. Și ăștia nu se mai întorc înapoi. Ăsta e sindromul. Prorocul e din casa lui. Și eu pot să zic foarte, foarte relaxat asta pentru că eu-s vinitura aici. Eu-s dânșteai.
Dar ridică Dumnezeu de aici. Și ce să faceți? Biserică Betel, prețuiește-ți valorile. Că dacă nu, pleacă. Și nu mă refer dacă e vorba de nepocăință și de păcat, că nu știu ce. Aia chiar trebuie să plece dacă nu vor să se pocăiască. Mă refer la oameni care au harul Dumnezeu. Care au Duhul Sfânt peste ei. Care, da, poate ori aluneca, dar bă, vorbești cu el, să ridică, să pocăiește. Fii bun. Nu-i împușca. Că ăștia pleacă. Și apoi rămânem noi cu doi sau trei în Sfântul nume. Și o să zicem, tăt, că nu știu ce, putem rămâne cu ce explicații penibile. Ne-o facem cu mâna noastră. Iată-L pe Iisus Hristos. Iisus Hristos zice, niciun proroc nu-i prețuit în patria lui. A venit la ei săi și ai săi? Ziceți. Hai să punem altfel. A venit? Nu, hai să punem altfel. Ioan capitolul 1. Ioan capitolul 1. Hai să citim așa Ioan capitolul 1. Zice Biblia așa. Versetul 10. El era în Nazaret. Și Nazaretul a fost făcut prin el. Dar Nazaretul nu l-a cunoscut. A venit la Nazaret și ai săi, bă, l-a văzut. Și ce-o zis? Asta vorbe, asta e pruncul lui Iosif. Dar nu știu cine e taică sa. Și cine e maică sa? Apa, mă, ăsta se ridice amul. Și dacă vine unul mai slab, ca ăla care l-a iat în biserică, pe ăla l-auzi de 100 de orice bune. Dar pe ăla nu, de ce? Dar păi știu eu că familiaritatea naște dispreț și trebuie să avem grijă să nu nască. Și atunci știți cum vom fi? Ca și sinagoga asta. S-a uitat la Iisus, toți erau minunați, dar n-au putut să-L încurajeze. Nu, mă, dar știu eu cine-i maică-sa, mă. Apa, mă, lasă-mi vorbească numai Dumnezeu, dar lasă-mă, mă. Invidia? Bă, cum a ajuns el așa cu succes? Bă, cum, nu pot să cred. Dar dacă era pruncul meu, nu? Ai de mine cum era. Răi suntem. Și atunci știi ce fac? Să iau? Ceau-s. Și acum hai să vă spun ceva. Dacă e suficient de flământ să te hrănești spiritual, vei lua învățătură și vei lua sfatul lui Dumnezeu, medicina lui Dumnezeu, o pune Dumnezeu pe buza unui copil dacă recită o poezie sau cântă o cântare. Dacă e suficient de smerit. Dacă nu e suficient de smerit, o să zici, nu știu eu cine e maică să. Să zici, fiul lui Iosif, mă. Și o să vrei numai vedete. Dacă vine prorocul cu tare, numai până ăla crezi că Domnul vorbește. Dacă vine pastorul ăla, vedeta aia, atunci Domnul vorbește. Și rămâi înfometat încă 30 de ani de zile, că n-ai fost suficient de smerit ca să iei de la pruncul ăla pe care tu-l cunoști, că a pus Dumnezeu medicină, a pus Dumnezeu medicamente în gura lui și a vrut să-ți dea Dumnezeu, să te smerească Dumnezeu ca să iei de la cine nu te aștepți, că Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Uitați-vă la Naaman. O fetiță a zis, o, dacă ar ști stăpânul meu, pe domnul meu de acolo, l-ar vindeca de lepra lui. Cum o chema pe fetiță? Cum o chema? No name! Niciun nume n-are. Cum, Dumnezeu vorbește printr-o fetiță? Da! Și ce face Naaman? Se smerește! Și ia un cuvânt de la o fetiță care era vrășmașa lui, nu? Că a luat-o din curtea mamei. Dar el se smerește. Și merge el cu preconcepțiile lui și zice... Cred că o să vină să-și pună degetul și o să facă tot felul de mătănii. Și când ajunge acolo, Elisei nici nu-l bagă în seamă. Și trimite un slujitor, spune să se scalde de 7 ore. Ăsta se enervează. Cum adică? Cum? Am crezut că vine, că eu sunt Naaman, nu? Am venit cu aur. Și îmi trimite un simplu slujitor. Cum îl cheamă pe slujitor? No name, n-are niciun nume. Ăsta sunt mândru, ce? Abana și Parpara sunt mai bune. Dar până la urmă, iară vorbește Dumnezeu. Dă pentru nimeni drum și prin stradă. Și zice, auzi, părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, dacă ți cerea o tonă de aur, nu-i dădeai? Ba da, ți-a cerut un simplu lucru. Scaldă-te și vei fi curat. Cum l-o chema pe slujitorul ăla? Niciun nume. Și iată-l pe Naaman, zice Iisus. Uită-te la Naaman ăsta care se smerește. Nu cunoaște, nu știm numele. Oameni simpli de jos, n-așteaptă avioane. Și Dumnezeu pune soluția în gura unor oameni pe care nu-i cunoaștem. Pe care nu dăm o ceapă de gerat. Așa că dacă ești aici și ești aroganțel și ai duhul ăsta de zeflemea, ăla e așa, ăla predică așa, ăla cântă, știu eu cine e ăla, aia cântă, las că știu eu, ascultă-mă,
Ăsta e un duh rău. Ăsta e duhul celor din Nazaret, care n-au primit soluția de la cineva pe care îi cunoștea. Și credeți-mă, putem să ne învârtim în cerc 100 de ani de zile venind la biserică. Că dacă respingem Duhul Harului și vrem pe calea noastră, nu pe calea lui Dumnezeu, putem rămâne flămânzi. Și vorba aia, la Sfântul așteaptă. Pentru că ți-a vorbit Dumnezeu o dată, de două ori, 10 ori, 20 de ori și te zici, nu, eu nu așa vreau. Ia lasă-ți tu mândria jos și spune, Doamne, vorbește cum vrei tu, Doamne, că robul tău ascult. Oare câți oameni puteau să fie vindecați până în seara asta? Că a vorbit Dumnezeu, a cântat Dumnezeu prin gura unui copil. S-a vorbit Dumnezeu prin voce, prin ceva care... Și ai simțit acea tresărire. Și ai spus, no, că mi-e întrebă dacă vine nu știu cine. Smerește-te și prețuiește-ți valorile. Că dacă nu, vor pleca. Și nu se vor mai întoarce. Iisus Hristos nu s-a mai întors. A treilea lucru și ultimul lucru care vreau să vă spun. Primul lucru. Adevărul Dumnezeu trebuie spuse și dacă irită. Iisus Hristos a vorbit cuvântul Dumnezeu și dacă i-a iritat. Și de multe ori trebuie să avem nu numai cuvinte pline de har, numai să ne ungă la inimă întâmplări lacrimogene și din alea, vai ce fain a fost predica. Și trebuie să avem și cuvânt de pocăință și de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Susana, care este soția lui Spurgeon. Spurgeon a murit la 59 de ani de inimă neagră din cauza fraților lui baptiști. Pentru că a rostit cuvântul lui Dumnezeu și a spus că mântuirea este numai prin credință. Biblia este 100% inspirată de Dumnezeu și baptiștii din vremea aia lor nenorocit. Și Susana a spus așa, soțul meu a luptat pentru credință cu prețul vieții lui. Soțul meu a luptat pentru credința dată sfinților cu prețul vieții. În câțiva ani de zile toată sănătatea i s-a deteriorat la ce o primit. Și-a murit cu inimă neagră. Dar a luptat pentru credință și a zis, prefer să mă mănânce câinii decât să renunț la adevărul Sfintelor Scripturi. Prefer să-mi pierd prietenii. Dar timpul va dovedi dacă am avut dreptate sau nu. Uitați-vă în Anglia ce astăzi, că au lăsat liberalismul să intre în biserică. Ce astăzi? Musulmani au luat bisericile lui Wesley și au făcut moschee, alții au făcut pizzerii și așa mai departe. În sălbăticie e Anglia, spiritual vorbind. Pentru că n-au luat seama, dar un om a plătit cu sănătatea și a murit rapid. Dar mai bine să lupți pentru credință cu prețul vieții decât să trăiești mult și să fii fals. 2. Prețuiește-ți oamenii care ai în Nazaret, că dacă nu pleacă. Și 3. Primește oferta Harului Dumnezeu, că dacă nu pleacă la alții. Deci Biblia că după ce a predicat acolo și oamenii și-au vrut să-l omoare, și a plecat dintre ei și s-a dus în Capernaum. Și uitați ce zice Biblia. Mai jos, versetul 36. Toți au fost cuprinși de spaimă, ziceau, ce înseamnă lucrul ăsta? Versetul 37. I s-a dus vestea în toate împrejurimile. Da. Dacă n-au vrut ei, s-a dus Domnul Iisus unde? Unde era primit. Domnul Iisus Hristos în seara asta cred că se apropie de cetatea vieții noastre, Nazaretul nostru. Și întrebarea este, cum îl primesc eu pe Iisus? Îl primesc cu dispreț, cu respingere, cu nazuri, cu preconcepțiile mele? Sau îl primesc pe Iisus Hristos cu smerenie? Sau spun, Doamne Iisuse, vreau să te primesc în inima mea. Doamne, eu sunt omul la care am nevoie de Evanghelie, Doamne. Am nevoie de tămăduire. Apropo, fratele Băbălai mi-a arătat un bilet care a venit ulterior, în care o mamă și un tată din biserica noastră trimite un bilet și zice, rugați-vă pentru fata mea care se luptă cu gânduri de sinucidere. Și eu spun așa, este Mesia prezent aici între noi în seara asta? Este. Poate Iisus Hristos să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită, să dea robilor slobozirea, orbilor căpătarea vederii și drumul celor apăsați? Poate Dumnezeu? Este perioada asta un an de îndurare, un favor din partea lui Dumnezeu? Și ce fac eu când Dumnezeu mi le pune toate pe tavă? Și ce trebuie să fac? Să mă smeresc și să primesc pe Iisus Hristos, că dacă nu-L primești pe Iisus, nici El nu te va primi în cerul, dacă respingi pe Iisus aici. Și El te va respinge odată în ceruri. De aceea, în această seară, dacă este cineva care nu l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, n-a primit oferta Harului,
Să fie seara în care să spui, Doamne Iisuse Hristoase, Tu vezi, Doamne, starea mea nenorocită, gândurile cu care mă lupt, Tu vezi, Doamne, lucrurile din viața mea, Doamne, vin la crucea Ta din Golgota, curățește-mă, Doamne, Doamne, sunt prizonier păcatului, Doamne, în seara asta, desleagă-mă Tu, Doamne, Doamne, dă-mi eliberare, Doamne Dumnezeule, ca om nemântuit ești în vrăjmășie cu Dumnezeu, spune Biblia, și Dumnezeu nu mai vrea să fie în vrăjmășie cu tine. Dumnezeu vrea să fie tatăl tău, Hristos să fie fratele tău mai mare, să te îmbraci în meritele lui Hristos, să-L primești pe Iisus în inima ta, să ai viața curată. Asta e lucrarea mesianică care nu s-a sfârșit. Domnul vrea să o facă și în seara asta. Deci dacă în seara asta nu ți-ai dat viața lui Iisus, nu fi ca nazarinenii ăștia. Fii un om smerit să spui, Doamne, te primesc în inima mea. Doamne, intră în inima mea. Mă pocăiesc ca Naaman. Am credința acelei văduve din Sarepta, care a dat mai întâi de mâncare lui Ilie. Și apoi au zis mor, dar a crezut că Dumnezeu îi va înmulți pâinea și unde lemnul. Frați și surori, ne rugăm ca Dumnezeu să lase să plouă cu mântuire peste noi. Vreți, există o expresie care nu sunt de acord. Noi, evangheliștii, de multe ori poate o folosim, dar nu-i tocmai corect. Zice, l-ai acceptat pe Iisus în inima ta. Noi nu trebuie să credem în expresia asta. L-ai acceptat. Adică, cum adică l-ai acceptat? Parcă e un limbaj de patron. Accept ceva inacceptabil. L-ai acceptat? Când accept ceva, e ceva care tolerezi. Ok, hai, accept, hai, accept. Nu, noi nu acceptăm pe Iisus în inima noastră. Noi îl primim pe Iisus Hristos. Noi nu acceptăm, este limbaj de aroganță. Nu, noi nu-L acceptăm. Eu să-L accept pe El sau El pe mine? Eu păcătosul să zic, ok, te accept, te tolerez, hai, hai în inima mea. Nu. Deci Biblia așa în Ioan capitolul 1. Dar tuturor celor ce l-au primit. Tu trebuie să-L primești. Tu ești nevoiașul. Tu trebuie să primești milă. Tu trebuie să te zdrobești înaintea Lui. Trebuie să te încrezi în El. Trebuie să-L îmbrățișezi pe Iisus. Trebuie să cazi înaintea Lui. Tu ești nevoiașul. Și tu trebuie ce să faci? Să-L primești pe Iisus în inima ta. Și acestora le va da dreptul să se numească cum? Copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Și mă rog în această seară, dacă sunt oameni nemântuiți, prunci de pocăiți care nu și-au dat viața lui Iisus, să spui, Doamne, te primesc în inima mea. Dacă am avut, Doamne, atitudinea nazarinenilor, Doamne, care s-au prea obișnuit cu Tine, Doamne, s-au prea obișnuit cu mesaje, da, da, e ok, ok. Doamne, astăzi vreau să fie seara în care să mă prăbușesc înaintea Ta, să primesc în inima mea, să aduci vindecare, în relații, Doamne, în căsătorie, în biserică. Doamne, ne smerim înaintea Ta și vrem harul Tău să fie peste noi. Amin? E bun Dumnezeu, frați și surori? Este Hristos același era și în veci? Ce a făcut, ce putea să facă Hristos acolo. Domnul poate să facă și în seara asta. Și mă rog ca El să se uite la toate traumele noastre, la toate durerile noastre, să cădem înaintea Lui, să spunem, Doamne, Te primesc, Doamne. Ca om pocăit să spui, Doamne, mai încape pocăință, Doamne. Doamne, mă smeresc, Doamne, nu ca cei din Laodiceea, mă pocăiesc eu pocăit înaintea Ta. De ce? Vreau să primesc har din partea Ta. Amin? Amin. Frate Dani, dă-mi un la major. Hai să ne ridicăm în picioare. Este o cântare care am învățat-o de la fratele Emil Chioreanu, am auzit-o prima dată. Dăm do major. Și cântarea spune așa, și are să o cântăm cu toții, pentru că vorbim despre Iisus care ne primește înaintea Lui. Vreau să spun, amice, totul despre Iisus, cum în El aflat am prieten minunat. Vreau să spun cum Domnul viața mi-o schimbase și-a lucrat în chip atât de minunat. Nu există! Nu există prieten ca și Iisus. Numai El păcatul mi-a spălat. Chiar durerea mea cea mare mi-o luase. O, ce prieten minunat. Strofa 2. Păcătos am fost când Iisus mă găsise,
chinuit nespus de falsele-mi plăceri. Dar Iisus întinse-i mâna-i salvatoare, mi-arătă amtui un drum ce duce-n cer. Nu există primește-L pe Iisus. Numai El păcatul mi-a spălat. Mărturisește lui Iisus. Chiar durerea mea cea mare mi-o luase. O, ce prieten minunat. Strofa 3. Bucurii nespuse vin mereu în mine și iubirea-i tot mai mult eu înțeleg. Pentru ce s-a coborât să mă salveze, nu pot ști, dar sus în cer am să-L întreb. Cu toții! Nu există prietena și Iisus, numai El păcatul mi-a spălat. Chiar durerea mea cea mare mi-o luase. O, ce prieten minunat. Nu există prieten ca și Iisus, numai El păcatul mi-a spălat. Chiar durerea mea cea mare mi-o luase. O, ce prieten minunat. Are să ne plecăm capete înaintea lui Dumnezeu. El este prietenul nostru minunat. El ne cunoaște durerile și El este Mesia, Eliberatorul, Vindecătorul, Tămăduitorul. Și în seara asta Dumnezeu vrea să te smerești înaintea Lui. Dacă nu ți-ai dat viața lui Iisus Hristos, în seara asta să spui: Doamne Iisuse, te primesc în inima mea. Doamne, iartă-mi păcatele. Mulțumesc că ai murit la cruce pentru mine. Mulțumesc că ai fost disprețuit și părăsit, respins de oameni, pentru mine și pentru păcatele mele. Dar eu te primesc, Doamne, nu te mai resping. Doamne, mă pocăiesc înaintea Ta. Dacă ești mântuit aici și prin atitudinea Ta L-ai respins pe Iisus Hristos, să fie seara în care să spui: Doamne, mă smeresc înaintea Ta. Vorbește-mi cum vrei, Doamne. Doamne, îmi las nazurile mele la o parte, Doamne. Și vreau Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să mă convingă de păcatul meu, Doamne. În rugăciunea asta venim înaintea Domnului. Dacă ești nepocăit, primește-L pe Iisus. Invită-L pe Iisus în inima ta. Dacă ești mântuit, spune: Doamne, mai încape pocăință, Doamne. Te primesc în cetatea inimii mele. Și fii Domnul meu și fii împăratul meu. A Domnului să fie toată gloria și slava, de acum și până în veci. Amin.